Imagini jocante vin din Mariupol. Liderul cecen Ramzan Kadyrov se mândrește pe o rețea socială cu crimele comise de luptătorii pe care îi conduce. Cecenii trag rafale de gloanțe în direcția apartamentelor rezidențiale din orașul ucrainean Mariupol. În imagine principala figură care se remarcă este cea a generalului cecen Ruslan Gheremeev, coordonatorul trupelor cadrovite ce atacă orașul Mariupol, aproape șters de pe hartă, cu majoritatea clădirilor puse la pământ. Soldații sunt surprinși în imagini cum sărbătoresc pe lângă blocurile devastate de gloanțe. Locuitorii din Mariupol nu par însă a fi speriați și ironizează postările conducătorului cecen. De altfel, Geremeev ar fi fost cel care a organizat asasinatul politicianului rus Boris Nemtsov din 2015, spun mai multe surse. Cazul a fost tergiversat însă, judecătorii neadmițând cererea avocatului lui Nemtsov ca Geremeev să fie inclus în proces.